Salutare dragi iubitori de mașini, astăzi este o zi incredibil de interesantă prin simplu fapt că o să atacăm câteva subiecte ce clar vă interesează pe toți. Pentru început plecăm dintr-o locație specială înspre o locație specială aproape de București. O să fie undeva la aproximativ 100 de kilometri. Dacă ești din București, sunt sigur că o să fie o informație importantă pentru tine prin simplu fapt că o să-ți prezentăm o locație în care poți să mergi așa să te relaxezi într-un weekend aproape de București. Mai interesant decât asta este că avem și o mașină ce clar întoarce privirea tuturor. Vorbim astăzi în interiorul unui BMW M4 Cabrio, ce nu prea mai are nevoie de nicio prezentare. Este o mașină incredibil de frumoasă cu care sunt sigur că o să ne distrăm pe parcursul acestui material super interesant. Rămâi până la final pentru simplu fapt că o să vezi o locație interesantă și mai important decât asta, până la finalul acestui material o să afli importanța alegerii unui combustibil premium. Până la final vei trage o concluzie foarte simplă: merită sau nu un combustibil superior în funcție de mașina pe care o conduci. Sunt sigur că este informație importantă pentru voi, pentru simplu fapt că în momentul în care ajungi la benzinărie nu prea poți să o guști și să-ți dai seama care e mai bună pentru mașina ta. Singura modalitate de catalogare a combustibililor este foarte simplu: la benzină cifra octanică și la motorină cifra cetanică. Pe parcursul acestui episod vom discuta despre asta, ce înseamnă fiecare cifră și dacă este o alegere corectă să iei un combustibil superior în funcție de mașina pe care o conduci. Așa că hai să ne îndreptăm spre locația specială despre care vă povesteam, cu o mașină interesantă și cu multe zâmbete. Yo, I'm deep in the game, yeah, so you best know my name, yeah. Fuck all the money and fame, yeah, I'ma keep doing my thing, yeah. I'll be the best in the game, yeah, everybody knows. Clar, este o variantă câștigătoare dacă vorbim despre un motor turbo, se-i pune un combustibil cu rezistența la explozie mult mai puternică. Cu cât cifra octanică este mai mare, cu atât rezistența este mai mare, asta înseamnă putere mai multă. Foarte tare se simte în zona de cuplu, pentru că odată cu creșterea cifrei octanice, cuplu motor crește. Chiar dacă sună ciudat, dar clar influențează foarte puternic modalitatea în care motorul funcționează. Deci mergem în direcția de care vă povesteam eu. O să văd dacă o să recunoașteți locația. Dacă recunoașteți locația, vă invit să lăsați în comentarii în momentul în care ajungem acolo. Mie îmi place foarte tare, tocmai de aceea mergem astăzi acolo. Bun, hai să începem să povestim despre importanța combustibililor premium. Dacă vorbim despre benzină, vorbim despre cifra octanică, iar dacă vorbim despre cifra octanică, această cifră definește calitatea combustibilului. Mai exact, odată cu creșterea cifrei octanice, deci cu cât cifra octanică este mai mare, cu atât rezistența la explozie a combustibilului este mai mare. Asta se traduce foarte simplu în performanțe, pentru că e important la marea majoritate a mașinilor să eliminăm sau să evităm pe cât posibil fenomenul de autoaprindere a combustibilului. Iar cu o benzină de calitate superioară, elimini foarte mult riscul de autoaprindere. Fenomen des întâlnit la motoarele cu turbo, în momentul în care aerul este băgat forțat în motor, ca să nu intrăm în detalii tehnice plictisitoare, cu cât rezistența combustibilului la explozie este mai mare, cu atât poți să lucrezi din soft, adică să-l faci mai performant, cu atât motorul este mai eficient, pentru că poți să reglezi perfect momentul în care să dea scânteie motorul și când să explodeze combustibilul din interiorul motorului. Pe piață există benzină cu cifră octanică între 95 și 100. Cu cât cifra octanică este mai mare, cu atâta compresia poate să fie mai puternică și asta se transformă într-un cuplu mai mare. Dar cel mai important lucru este că este foarte eficient. Chiar dacă de multe ori sună ciudat, dar cu un combustibil de calitate superioară, mașina s-ar putea să consume puțin
și motorul să fie curățat mult mai bine decât cu un combustibil normal. Recomandat, cifra octanică mai mare este la motoarele turbo, pentru că acolo nu ne dorim niciodată să vorbim despre autoaprindere în momentul în care vorbim despre o compresie foarte puternică în motor. La motoarele aspirate se mai poate pune și un combustibil cu cifră octanică mai redusă, pentru că nu influențează foarte puternic asta, dar la motoarele turbo, mai ales modelul pe care îl avem noi, e important cifra octanică să fie cât mai mare pentru o eficiență crescută și pentru ca motorul să poată să scoată performanțele de care noi avem nevoie, că vorbim despre clar un M4. În concluzie, important să puneți un combustibil de calitate superioară la motoarele turbo pentru o eficiență crescută, pentru un plus de putere, pentru că e compresia mult mai mare prin simplu fapt că combustibilul explodează mult mai târziu și îți permite să faci o compresie mai mare în motor și, mai important decât asta, poți să reglezi perfect momentul în care bujia să-ți dea scânteia. Iar la motoarele aspirate se recomandă pentru dietă, în așa fel încât să se miște mai vioi. Suntem aproape de locația de care vă povesteam. Față avem un baraj. Recunoașteți? Dacă nu, acum o să faceți cunoștință cu el, pentru că eu m-am îndrăgostit de locația asta, e genial. Hai să mergem să urcăm până în partea superioară să vedeți ce frumuseți ascunde acest baraj, pentru că după începe partea frumoasă. Hai să vedem. I got bad thoughts with a bad thought. Think about to pop off when I start. I can't stop. Hit 'em with the sawed off till they fucking back off. Get 'em in a headlock. Now I'm seeing red dog. I just wanna get loud for a minute. Hit 'em shot for a minute. Go all out till my limits. Get a knack. Get a digit sold out. Every ticket no drought. Man, I'm swimming. I'll drown when I'm in it. 'Cause I'm found. Have a vision. Be hope on a mission. So you better listen. I'ma end up winning every game, every inning, every word that I'm spinning. Finally got them all living every dream, every image. They can see it now and get it. This is just the beginning. Trust me a minute, I can show you the ticket. If you want it, then go get it. Take a swing, yeah, hit it. That's right, don't forget it. Always winning, never quitting. Spin five for a living. Da, deci asta este Valea Doftanei. Ușor, ușor ne punem în mișcare înapoi înspre București, dar am venit să vă arătăm locația asta superbă, de care sunt sigur că vă bucurați și voi. Și pe drum înapoi mai povestim despre importanța alegerii unui combustibil premium. Dacă vorbim despre motor pe benzină turbo și nu ne dorim niciodată să avem fenomen de autoaprindere aici, pentru că o să pierdem din putere și nu ne mai putem bucura de experiența pe care un M4 ți-o poate oferi. E un M4 Cabrio. Ce întoarce privit. Acum, oriunde mergi, clar lumea se întoarce după ea, pentru simplu fapt că, pe lângă faptul că arată foarte bine, se poate să apeși un pic accelerația. Ca să ne înțelegem, cam asta înseamnă un M4. Libertate pentru că e cabrio, putere pentru că este un M și bucuria unei experiențe inedite prin simplu fapt că s-auzi așa. La diesel, combustibilul arde mai repede și prin intermediul faptului că odată cu intrarea combustibilului în motor el este deja ars, arderea se va face complet, consumul va scădea pentru că este o ardere completă, o să ai mai puține emisii de CO2, deci dacă mergi la ITP sau la înregistrare e important să te gândești să pui un combustibil bun pentru că o să ai emisiile mai reduse. Ne punem și noi la coadă să alimentăm aici. Alegem coada cea mai puțin încărcată. Bun. Și avem așa.
Avem mașina cu turbo și avem motorină cu cifră cetanică 55 sau 51 sau benzină cu cifră octanică 98 sau 95. După cum vă spuneam în material, e foarte important ca în permanență să mergem pe varianta mai bună și noi mergem pe 98 pentru că este varianta câștigătoare. Da. Deci am mers pe varianta 98. Este cea mai bună, cel mai bun combustibil oferit de cei de la FX. Rompetrol este varianta premium și o consider cea mai bună. Ok, am terminat de alimentat. Și mergem în stație să luăm ceva bun. Multă viață! Așadar, astăzi ați urmărit două locații speciale. Am ajuns pe Valea Doftanei, un loc extraordinar. Să veniți să vedeți ce se întâmplă aici, pentru că e o adevărată plăcere să conduci pe traseele de aici din zonă. Noi acum o să mai facem încă o urcare aici înspre Șotrile. Foarte interesant și drumul ăsta, ai impresia așa că urci în rai. Astăzi am avut un BMW M4 pus la dispoziție de Automobile Bavaria și am povestit datorită colegilor noștri de la Rompetrol despre importanța combustibililor premium, în special despre combustibilii FX. Vă recomand clar să mergeți pe varianta premium pentru motivele pe care le-ați primit în cadrul acestui material. Eu am fost Mihai Beldie, voi ați urmărit vreun vlog și până la următorul episod, nu uitați, purtați centurile de siguranță și... iubiți-vă mult! Mașinile! Ciao! Yeah, I got bad thoughts with a bad thought. Think about to pop off when I start. I can't stop. Hit 'em with the sawed off till they fucking back off. Get 'em in a headlock. Now I'm seeing red dog. I just wanna get loud for a minute. Hit 'em shot for a minute. Go all out to my limits. Get a knack. Get a digit sold out.